You are the champions. Pe această melodie au coborât campionii europeni la arte marțiale care au participat zilele trecute la campionatul european de Kwan Kido din Zurich, Elveția. Emoțiile au fost copleșitoare pentru toți cei care i-au așteptat cu flori și aplauze, iar lacrimile n-au lipsit de pe fețele sportivilor care povesteau celor dragi despre momentele frumoase din competiție și mai ales stările prin care au trecut. La competiție au participat peste 200 de sportivi din 15 țări, iar imnul României s-a auzit de 6 ori. Sportivii din lotul național reușind să câștige 6 medalii de aur, 7 de argint și 8 de bronz. Competiția a fost destul de dură, însă antrenorul lotului, Teodor Nica, spune că echipele de luptă Centuri Negre Băieți și Lupte Arme au reușit să fie cele mai bune, câștigând toate meciurile din întreg concursul. România și-a păstrat sau a reușit să rămână acolo pe podium. Dacă în 1991 era prima participare la un campionat european și am luat un loc 3, mergând doar cu o echipă de luptă, acum am fost cu o delegație completă și am luat 6 medalii de aur, 7 de argint și 8 de bronz. Am avut câteva categorii la care am fost cu o clasă mai sus decât ceilalți și aici menționăm echipa de luptă Centuri Negre Băieți, care au câștigat și grupa și finala la o diferență de scor destul de mare. Avem echipa de Centuri Negre la lupta arme, la fel au fost cu o clasă peste ceilalți și au câștigat toate meciurile cu o diferență la scor. Zicem noi că am avut o pregătire foarte, foarte bună, având și preparator fizic bazat pe știință. Lotul național a fost format din 40 de sportivi, dintre care 10 din Pașcani, cei din urmă aducând 6 medalii de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Ionuț Pârjiu practică acest sport din anul 1990, iar pe parcursul celor 23 de ani a participat la numeroase competiții naționale, europene și mondiale, de unde s-a întors tot timpul cu medalii și cupe. Și de la cel mai recent concurs s-a întors cu 2 medalii de aur și una de argint. Emoționat, a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături. Ne-am prezentat excelent, după pregătire de 3 luni de zile, antrenamente foarte severe. Am obținut la proba tehnică locul 2, prima zi de a competiției, la Centurii Negre 2 de ani și locul a doua zi la revanșa al medalii de aur la proba de luptă, arme și proba de luptă fără arme, două locuri întâi. Sunt foarte mulțumit de acest campionat și îmi dă speranțe pentru viitorul campionat să obțin și mai mult. Cea mai mare mulțumire am avut-o când am urcat pe podium, am cântat imnul României și m-am simțit cu adevărat român. Îi mulțumesc pe această cale antrenorilor, domnului Vidiu Covaci, care a fost ca un tată pentru mine și este ca un tată pentru mine spiritual, și consiliul local, sponsorilor care ne-au ajutat să facem deplasarea, tuturor pășcănilor care ne-au susținut de la distanță cu sufletul, au fost lângă noi cu inima acolo. Pentru Maria Grigoraș a fost primul campionat european la care a participat, iar emoțiile au fost pe măsură. Rezultatul a fost unul bun, venind acasă la Pașcani cu 2 medalii, una de argint și una de bronz. Un început bun pentru o campioană care dorește să meargă și la campionatul mondial de peste 2 ani, ce va avea loc în Belgia. A fost cea mai frumoasă experiență, probabil, din ultimii mei ani. Și nu doar competiția în sine, cât și deplasarea, cantonamentele, a fost superb. N-am cuvinte să descriu, de asta tremur tot acum și n-am să uit probabil niciodată prima experiență de genul ăsta. A fost minunat. Părinții o susțin și o încurajează, ei fiind cei care au înscris-o în urmă cu câțiva ani la antrenamentele clubului Long Ho din Pașcani. De câți ani practică Kwan Kido? Din clasa 4. 10 ani, 10 ani. Da. Cum v-ați hotărât să o dați la să practice acest sport? Era foarte agitată și nu știam cum scăbia și atunci am hotărât să o dau la sală. Timpul liber de acasă cu timpul liber la sală, că acasă făcea numai, știu, decât stai la televizor sau în fața calculatorului, mai degrabă să facă mișcare. Medalie de aur a câștigat și Răzvan Rusu la proba tehnică, dar și Eduard Toma, Ștefan Cășlariu, Andrei Secară. Locul 3, Centuri Negre Feminin, a fost ocupat de pășcăneanca Simona Grigoraș. A fost foarte frumos, sunt foarte fericit și entuziasmat și abia aștept să mă întorc la sală, sincer. Campionatul a fost destul de greu și am văzut că ceilalți sportivi sunt chiar foarte bine pregătiți din alte țări. Nu știam la ce să ne așteptăm. Stilul lor
poți observa anumite diferențe dacă ești cunoscător și sunt chiar foarte buni. Toate costurile necesare transportului, cazării și echipării sportivilor au fost asigurate de Clubul Longhop Pașcan și Consiliul Local împreună cu Federația de Arte Marțiale. Decizie șoc în legătură cu soarta campionilor din Pașcani. La câteva zile după ce au obținut medalii de aur și argint la campionatele europene din Elveția, sportivii de la Clubul Longhop Pașcani au fost scoși din sala de antrenamente 2 zile pe săptămână. Decizia a fost luată în această seară cu unanimitate de voturi în cadrul Consiliului de Administrație al școlii, întrunit în ședință începând cu ora 15. Mai exact, sportivii ar urma să facă antrenamente doar în zilele de luni, miercuri și vineri, începând cu ora 19:30. Iar în zilele de marți și joi, de la aceeași oră, sala să rămână la dispoziția profesorilor de sport pentru a face ore suplimentare. Conducerea școlii susține că activitatea profesorilor va fi monitorizată, noul program urmând să intre în vigoare începând cu data de 1 noiembrie. De asemenea, conducerea colegiului a decis să pună la dispoziția sportivilor de la Kwankido o fostă sală de sport a școlii în zilele de marți și joi. S-a luat o decizie cu privire la solicitările care există pentru sala de sport din fața liceului, care a fost dată în administrația liceului din ianuarie încoace. S-au luat în calcul mai multe variante, au fost prezenți reprezentanții Catedrei de Educație Fizică și reprezentantul Clubului Longhop, domnul avocat Zămosteanu. Consiliul de Administrație a decis în favoarea școlii, considerându-se că școala are prioritate și sala este destinată activităților extrașcolare, în primul rând pentru echipele pe care profesorii noștri le pregătesc. Decizia CEAU-ului i-a luat prin surprindere pe sportivii pășcăneni. Ovidiu Covaci, vicepreședintele Federației Române de Kwankido, a spus pentru TV Beat că este foarte posibil ca în cel mai scurt timp Clubul Longhop să-și înceteze activitatea la Pașcani. Covaci a explicat că reducerea programului în zilele de marți și joi va avea ca efect imediat suspendarea antrenamentelor pentru juniori și seniori, dar și antrenamentelor de fitness pentru femei. Mă așteptam la un alt rezultat, având în vedere că atât reprezentanții primăriei, cât și consilierii locali m-au asigurat că nu vom fi împiedicați să ne desfășurăm antrenamentele. Reducerea programului cu 2 zile are ca efect reducerea antrenamentelor pentru juniori și seniori, deoarece ele nu pot fi cumulate cu antrenamentele copiilor. De asemenea, nu putem folosi sala de sport de la Colegiul Sadoveanu pentru că este prea mică și mai ales pentru că ar trebui să mutăm în fiecare zi echipamentele noastre de antrenament. Este foarte posibil ca în aceste condiții să ne încetăm activitatea la Pașcani, a spus Ovidiu Covaci. Menționăm că la ședința Consiliului de Administrație au participat din partea administrației locale consilierul PSD Vasile Bălău și Dorin Echifor. Casa de Cultură din Pașcani din nou la răscruce de drumuri. În cursul zilei de astăzi, după o discuție purtată cu primarul Dumitru Pantazi, directoarea instituției, Mărioara Preotu, și-a dat demisia din această funcție începând cu data de 1 noiembrie 2013. Informația a fost confirmată chiar de directoare, fără să ofere mai multe amănunte. Dar ce repede circulă vestile. Da, este adevărat. Aștept însă că a ajuns hârtia la domnul primar în mapă, dar este o hotărâre luată. Este hotărârea mea și am dreptul să fiu cu discreția mea. Cererea de demisie a fost lăsată la secretariatul primarului, în cuprinsul acesteia nefiind menționate motivele. Conform unor surse neoficiale, fostul reprezentant al Casei de Cultură din Pașcani ar fi spus că nu poate să-și mai continue activitatea în astfel de condiții, făcând referire la discuțiile contradictorii care au avut loc pe marginea programului și mai ales a bugetului pentru ediția din acest an a zilelor Mihail Sadoveanu. Totul a pornit de la faptul că Mărioara Preotu a solicitat inițial suma de 6.000 de lei pentru acordarea unor premii la un concurs organizat de o instituție de cultură din Iași, nu din Pașcani. Atunci când i s-a cerut să spună cine anume va beneficia de aceste premii, directora instituției a nuanțat lista de cheltuieli, spunând că 4.000 de lei din cei 6.000 alocați pentru premii ar trebui cheltuiți pentru protocolul invitațiilor de la Iași. Pentru a fi mai credibilă, i-a spus că scriitorii solicită de mâncare, băutură și chiar muzică și onorarii financiare consistente pentru intervențiile lor pe marginea operei sadoveniene. Nici această variantă nu a rezistat mai mult de o zi. Astăzi, programul a fost din nou modificat de pe lista de cheltuieli, dispărând cei 4.000 de lei pentru masa de protocol.
De asemenea, în ședința de ieri a Comisiei de Cultură, inspectorul Mirel Ancuță i-a reproșat că programul de activități și bugetul nu au fost mai întâi avizate de Consiliul Consultativ și că activitatea instituției se desfășoară haotic, fără regulamente de funcționare. Mai mult, consilierul Ioan Danu a cerut îmbunătățirea programului anual de activități culturale și a criticat faptul că în această vară nu prea au fost organizate spectacole de interes public. Toate acestea au determinat-o, cel mai probabil, pe Mărioara Preotu să renunțe la funcția de director deținută timp de 8 ani. Un nou consilier local în legislativul pășcănean. Este vorba despre tânărul Paul Costan din partea PSD Pășcan. În ședința ordinară care a avut loc astăzi, el a fost validat în această funcție, ocupând astfel locul vacant prin demisia colegului său de partid, Dragoș Ionescu. De asemenea, tot astăzi, noul consilier a depus jurământul și a fost numit să facă parte din Consiliul de Administrație a Liceului Economic Nicolae Iorga din Pășcan. Subsemnatul Costan Paul, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Pășcan, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperile mea pentru binele și pentru binele locuitorilor municipiului Pășcan. Așa să mă ajute Dumnezeu. La vârsta de 27 de ani, Paul Ionescu este cel mai tânăr consilier din legislativul pășcănean. Este necăsătorit, de profesie inginer la Proinvesterele Pășcani. Cearta dintre doi adulți, Elena și Marin Ungureanu din suburbia Gâștei, s-a încheiat aseară cu o crimă, victima fiind unul dintre copiii care s-a băgat să-i despartă. Este vorba despre Alexandru Ștefan Ungureanu, elev în clasa 9 la Colegiul CF Unirea din Pășcani, care a murit pe masa de operație, doctorii pășcăneni nemai putând să facă nimic. Adolescentul a fost înjunghiat în inimă cu un cuțit, chiar de mama sa, care se afla sub influența băuturilor alcoolice. De față se aflau și ceilalți trei copii ai cuplului, minori. Ambulanța a fost solicitată aseară în jurul orei 21 la familia Ungureanu, părinții declarând în primă fază că băiatul s-a lovit accidental cu o țeavă în zona coastelor. În timpul transportului a intrat în stop cardiorespirator, iar după minute bune de resuscitare, victima a fost readusă la viață de către medicul de pe ambulanță. Ajuns la spitalul din Pășcani, a intrat de urgență în sala de operație, având o plagă în inimă, însă la scurt timp medicii au declarat decesul. Echipajul a aflat la fața locului, a constatat că plaga era în regiunea precordială de aproximativ 7 mm sângerândă. Copilul era comatos. S-a acordat primul ajutor medical. A intrat în stop, s-au început manevrele de resuscitare. Copilul a ieșit din stop și a fost transportat în regim de urgență la Spitalul Municipal Pășcani, de unde am înțeles că s-a și intrat în sală. Rudele celor doi soți au aflat dimineața teribilă veste și s-au deplasat de urgență la locuința unde s-a întâmplat tragedia. Soacra femeii a precizat reporterilor TV Beat că în ultima perioadă nora sa bea din ce în ce mai mult, iar soțul ei era cel care avea grijă de gospodărie. Bătrâna a mai povestit că băiatul ei a avut o căsnicie de coșmar, iar cât timp a fost plecat în Italia, soția lui stătea mai mult prin baruri. Care mai vine la mine și doar era armii. Stă-te și elece, mamăi, ce să-ți fac? Mamăi așa, uite, mă potrizește la floarea vieții, 16 anișoară de țepic. Puișorul, mami, puișor, care te-ai dus de tână la potrize? Dacă tu a fost bărbat în Italia, plăce asta la gură, băutura. Și băutura strică omul. Și am o asară, cuscul l-a dus femeia ei la poliție, și băiatul nu a ținut cu mama ei și a ținut cu el și de acolo a provenit Zegnanu. Și băiatul cred că s-a băgat între ei și i-a dat. Era un conflict între ei doi. Da, că n-o ținut cu mămica ei, e. Băiatul nu trebuie să iei cu măsă. Că măsă numai poliția a umblat în viața ei. Socrul acesta a precizat că suferea de boli psihice și a fost internată de mai multe ori la spitalul Socola din Iași. Mai mult, certurile în familie erau zilnice, din diferite motive, iar femeia nu-și mai lua tratamentul, amenințând de mai multe ori că își va omorî soțul.
Ea lucra la serele primăriei Pașcani, iar soțul acesteia la Societatea de Salubritate din municipiu. Spuneați că a mai sărit la soțul ei să nu îngânghe? O mai fac un scandal. V-ați așteptat așa ceva? Nu, nu. Câți nepoți aveți? Patru. Patru, are patru copii. Vecinii familiei care îl cunoșteau pe copil au numai cuvinte de laudă și povestesc cu lacrimi în ochi că era un băiat politicos care vorbea respectuos cu toată lumea din sat. Foarte consecat, respectuos. Vine cu dobacioi de 100 kg albastră, scoate apă, când mămica vine de seară și ne spală. Și s-a întâmplat. Duminică seara am vorbit cu el aici la stâlp, s-a încercat la băieța aici în drum. În restul nu știu. Eu am știut-o de femeie bună. Eu n-am știut-o din nimic. Femeie gospodină, mamă la patru copii. Eu n-am văzut-o bată, n-am văzut-o, decât și s-o auză acolo, ei știu în casa lor. Neț am auzit că a murit băietul, că pe carare, nu știu unde, niște sări mi-au chicat. Și s-o aude, nu mai știu. Fiindcă părinții erau duși la audier, cel mai mic dintre copii a rămas în grija bunicilor în fața casei, întrucât locul crimei era sigilat. Fetița în vârstă de 5 ani le-a povestit celor mai în vârstă cum s-a petrecut totul și cum mama sa l-a înjunghiat pe fratele mai mare. Mama s-a uchicat jos, nu? Usturatul mami era! Usturatul mami, Dragă mami, atâta jovărină! Alexandru Ungureanu avea tot viitorul înainte, însă cea care l-a născut a decis ca viața să se oprească aici. Femeia este cercetată în continuare pentru omor calificat și, potrivit anchetatorilor, riscă ani grei de pușcărie. Aseară, în suburbia Găștești, a municipiului Pașcani, au avut loc discuții contradictorii între doi soți în timp ce se aflau la domiciliu. În incident a intervenit și fiul lor în vârstă de 16 ani, care a fost înjunghiat cu un cuțit în zona toracelui. Victima a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Municipal Pașcani în stare de comă, unde a decedat. În cauză se efectuează cercetări suspecte de comiterea acestei infracțiuni, fiind chiar mama minorului în vârstă de 38 de ani. Cea în cauză, pe fondul consumului de alcool și a unor afecțiuni, a fost internată la Spitalul Socola, unde va fi expertizată pentru a se stabili dacă fapta pe care a comis-o a săvârșit-o cu discernământ. Polițiștii de la Transporturi Feroviare au reușit să-i prindă pe cei doi hoți care au dat o spargere în această dimineață la o societate comercială din gara Pașcani. La câteva ore de la comiterea furtului, tineri au fost identificați în persoana lui Cezar Angel, de 20 de ani, și Cezar Brand, de 19 ani, ambii din Pașcani. În urma audierilor, teribiliștii au recunoscut faptele de furt și au declarat că au făcut-o din amuzament pe fondul consumului de alcool. De ce ați spart magazinul? Și ce ați vrut să faceți? Niște băuturi de copii. Este pentru prima dată? Da. Și cum, v-ați întâlnit? Ați băut toată ziua sau? Da. Dar unde ați băut? Și ce ați luat din bar? Nu mai țin nimic. Băuturi, am niște sticle de vodcă. La scurt timp de la comiterea furtului, cei doi nu au luat în considerare că în zonă sunt camere de supraveghere și au decis să împartă prada chiar pe splanada din zona Vale. Întrucât aceștia aveau un comportament suspect, polițistul local aflat la dispecer i-a surprins pe camere chiar în timp ce se felicitau și făceau parte egală. Teribiliștii nu s-au lăsat cu una cu două și la câteva zeci de minute unul dintre ei a mai spart un geam, de această dată la complexul Siretul. În noaptea de 30 spre 31 octombrie, la orele aproximativ 1 noaptea, ofițerul de serviciu al poliției locale, aflat în centrul de supraveghere video și în sarcina căruia cade și monitorizarea imaginilor ce sunt surprinse de către acestea, a sesizat patrula aflată în serviciu despre faptul că un tânăr a spart un geam de la o vitrină a unui magazin de pe strada Ceferiștilor. Probabil a avut o discuție în contradictoriu cu prietena sa care este surprinsă pe imagine. Deplasându-se la fața locului, echipajul poliției locale a identificat tânărul respectiv, pe care l-a predat imediat poliției municipiului Pașcani, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Cei doi sunt cercetați în stare de libertate pentru infracțiunile de furt calificat și distrugere. Fiind audiați, cei în cauză și-au recunoscut fapta,
declarând că fiind în stare de ebrietate și neavând bani, s-au gândit să spargă barul pentru a sustrage băuturi și băuturi alcoolice și bani, ceea ce au și făcut. Cei în cauză sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat și distrugere. Descoperire șocantă aseară în suburbia Sodomeni. Un bărbat ce a găsit tatăl decedat într-o râpă din apropierea casei. Mihai Coman, în vârstă de 57 de ani, fost ofițer în cadrul armatei, avea mai multe vânătăi pe corp și era lovit la cap. Acesta locuia singur, iar de duminica trecută vecinii nu l-au mai văzut pe acasă, astfel că au decis să-i anunțe pe cei doi copii ai lui plecați în străinătate de dispariția misterioasă a tatălui lor. Unul dintre fiii ajunși acasă a fost cel care și-a găsit părintele într-o râpă, din întâmplare, în timp ce ducea gunoiul. Mor din râpă, de acolo, din copacul acolo. De ce? Variante sunt multe, dar nu știe nimeni cauza de ce, decât el, că nu a fost acolo. Bacu a fost lovit de o mașină, bacu a fost împins, bacu a fost... Un fel unecat. Era vânăt pe corp, la piept în jos și capul format în partea dreaptă. Potrivit celor spuse de câțiva vecini, Mihai Coman obișnuia să consume băuturi alcoolice peste măsură și cel mai probabil, fiind în stare de ebrietate, a căzut în prăpastia de pe marginea drumului, în timp ce se întorcea acasă. În prezent se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care s-a produs teribilul incident. În seara zilei de 30 octombrie 2013, un bărbat în vârstă de 57 de ani din suburbia Sodomeni a municipiului Pașcani a fost găsit decedat pe malul unui pârâu din zonă. Persoana locuia singură, obișnuia să consume băuturi alcoolice, iar de câteva zile nu mai fusese văzută la locuința sa din acea suburbie. Cadavrul a fost ridicat și trimis la morga Institutului de Medicină Legală Iași în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. În cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală, se continuă verificările și în funcție de rezultatul acestora vom propune soluție legală prin parchet. Cifre impresionante înregistrate la Poliția Pașcani cu ocazia bilanțului pe primele 9 luni de activitate. Din statistici rezultă că lucrătorii de poliție au fost silitori și au sancționat contravențional peste 18.000 de persoane. Dintre amendați, 90% sunt din rândul conducătorilor auto care au încălcat normele codului rutier. Cifrele au fost înregistrate atât la nivelul Poliției Pașcani, cât și a posturilor arondate din subordinea secției 6 rurală. Totalul amenzilor este unul considerabil, însumând numai puțin de 29 de miliarde de lei vechi. Cu ocazia acestor activități preventive desfășurate au fost constatate un număr total de 18.085 de contravenții. Referitor la siguranța traficului rutier, în primele 9 luni ale anului 2013, numărul accidentelor comise pe raza municipiului Pașcan și a celor 19 comune arodante este identic cu cel din anul 2012, însă la rezultatul acestor acțiuni este o scădere la numărul persoanelor decedate de minus 5, în schimb sunt creșteri la numărul persoanelor rănite grav cu plus 7 și la numărul persoanelor rănite ușor cu plus 8. Vești nu tocmai bune în cazul familiei din Sirețel, care a fost atacată de un tihor. Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare au stabilit în urma analizelor că animalul era turbat, iar de aceea a sărit să-i muște pe oameni. Dihorul bolnav a atacat mai întâi o fetiță care se juca prin curte. Imediat bunica copilei a sărit să o apere, iar în clipa următoare a fost mușcată puternic de mâini și a fost fârtecat un deget. În apărarea celor două victime au sărit mai multe rude, dintre care un număr de 4 au fost atacate de animalul turbat. A fost adus la aparatul de sanitar veterinare un dihor de la Silițel care a intrat în gospodăria unui cetățean, a atacat o fetiță. Bunica fetiței a intervenit și atunci a atacat-o pe bătrână. Și când au intervenit vecinii, au ucis acel dihor și a fost adus la Direcția Sanitară Veterinară, la laborator, unde s-a confirmat un diagnostic de rabie. Toți cei care au venit în contact, bătrâna, copilul și încă 5 contacti care au venit în contact, 5 persoane care au venit în contact cu dihorul, au fost dirijați la centru antirabic pentru vaccinare.
Început de ședință mai puțin obișnuit în legislativul pășcănean, dezbaterile de astăzi au debutat cu o rugăciune rostită chiar de părintele protopop, Pavel Postolache. După aceea, el i-a informat pe aleșii locali de stadiul construcției catedralei ortodoxe și le-a cerut acestora ca după ședință să facă o vizită la fața locului. Mai mult, preotul Postolache a cerut consilierilor locali să aprobe luna viitoare încă o finanțare de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor la catedrală, suma disponibilă până la sfârșitul acestui an pentru finanțarea bisericilor fiind de 250.000 de lei. Propunerea mea de astăzi este ca la sfârșitul ședinței de astăzi, noi sunt decât 100 de metri de aici până la catedrală, să mergeți să vedeți ceea ce am realizat cu multă trudă, cu multă întindere de mână, cu multă așteptare, cu multă emoție, cu mult nesom. Sunt lucrări care valorează, dacă le calculează cineva, aproape 200 de miliarde de lei. Lucrări care le veți vedea în ce au constat până acum. După ședință, doar o parte dintre consilieri și ziariști au fost interesați să vadă stadiul construcției catedralei. Părintele protopop a spus că până în prezent au fost cheltuite circa 200 de miliarde de lei vechi, finanțări de la bugetul local și cel de stat, dar și din sponsorizările de la credincioși. Postolache a mai spus că de la bugetul local ar mai fi necesară suma de 10 miliarde de lei vechi cu aproximație pentru zidirea pereților și punerea acoperișului, după care restul lucrărilor vor fi executate în timp cu sprijinul credincioșilor. Prezența mea astăzi aici se datorează faptului că pentru luna viitoare propunem un proiect de finanțare pentru catedrala noastră, care dorim să o construim aici în cetatea noastră pășcăneană. Această propunere ar vrea din tot sufletul să prindă din nou rădăcină prin faptul că de 5 ani de zile comunitatea pășcăneană, autoritatea publică, primăria, Consiliul Local, nu a mai finanțat cu niciun ban catedrala noastră pășcăneană. Menționăm că lucrările pentru construirea catedralei au început în anul 2000, investiția fiind estimată la 7-8 miliarde de euro. Mâine, 1 noiembrie, cerul va fi parțial noros. Temperatura maximă va fi de 15 grade, resimțită 13 grade Celsius. Vântul va bate ușor din direcția sud.